să mă cunosc. Când spun o relație cu mine, să mă cunosc cine sunt, ce nevoie am, ce dorințe, ce îmi place, ce nu-mi place, ce am eu nevoie de la o relație și de la un bărbat, că nu cu toții avem aceleași nevoi. Bun venit tuturor în Inconcordia, sunt Cristina Rad și astăzi am bucuria să am alături de mine pe Cătălina Olteanu, psihoterapeut. Bine ai revenit, Cătălina! Salut, Cristina! Mă bucur să fiu și eu aici cu tine și cu voi toți. Dragă Cătălina, astăzi atingem un subiect un pic complex. Am promis că vom vorbi despre curajul de a ieși dintr-o relație. Bun, pare... Sunt doar câteva cuvinte, în spatele lor este o foarte, foarte multă muncă. Cred totuși că avem nevoie de un alt curaj înainte de a avea acel curaj de a ieși din relații. Cred că vorbim despre curajul de a recunoaște că nu este ceva ok, că nu este ceva bine, că relația nu ne duce către o evoluție. Aș vrea să-mi vorbești un pic, să ne vorbești despre acest curaj de a fi sincer, de a ajunge să fim sinceri cu noi și de această introspecție, de această conștientizare. Mi se pare atât de complex subiectul, că efectiv nu știu unde ar fi începutul. Unde ar fi începutul, Cătălina, de fapt? Hai să luăm așa. Unde ar fi începutul? Aoleu, știi cum mă simt acum? E exact cum vorbeam și înainte să începem filmarea, că mi se pare că suntem așa de drăguțe că încercăm să cuprindem un întreg univers în, I don't know, o carte. Exact, da. O să încerc și o să încercăm împreună să vedem ce vine, în sensul în care chiar ce vine. Da. Și mi se pare foarte fain cum ai punctat, da, și anume înainte de a avea curajul să ies din relație și să am o discuție poate cu celălalt în care să avem, depinde fiecare în ce punct se află, pentru că uneori unul vrea să iasă dintr-o relație, celălalt nu vrea să iasă. Da. Înainte de asta este esențial să am curajul ăsta să mă uit eu în mine, să-mi pun întrebări, să fiu dispusă să accept ceea ce simt, să fiu dispusă să mă aud, să nu mă mai fac, că mi se pare... Da. Auto-minciuna pe care cu toții o folosim pentru că, na, într-un fel avem nevoie de ea. Tocmai să găsim mereu scuze, am senzația că găsim foarte mult, foarte multe scuze și nouă și celuilalt. Sigur. Și asta e tot din frică, facem tot din frică, în sensul în care frica de a pleca este momentan mai mare decât nevoia de a pleca, decât curajul de a pleca. Și de-aia ne găsim tot felul de scuze, tot felul de măști, ne spunem, raționalizăm și ne spunem tot felul de lucruri, sustragem din realitate doar acele informații care vin să ne mențină realitatea. Și nu e nimic de judecat aici. Dacă n-aș fi fost acolo în atât de multe puncte, nu e nimic de judecat, e doar de privit cu compasiune și cu înțelegere. Știi, e momentul ăla cumva în care eu am, uitându-mă în trecutul meu, în felul în care îmi încheiam relațiile, am realizat la un moment dat că am un tipar foarte fain așa în felul lui, nu neapărat sănătos, l-am rafinat în timp și acum arată lucrurile complet altfel, mult mai sănătos pentru mine și inclusiv pentru relația mea, dar la momentul ăla așa, un tipar inconștient, dar care funcționa. Și am observat că puneam foarte mare presiune pe mine să ies dintr-o relație, pentru că nu eram bine și îmi dădeam seama că nu sunt bine și cumva atât de bine nu mai eram, atât de rău eram, încât pur și simplu nici să mă mai mint nu mai funcționa. Era atât de evident că nu sunt bine, încât orice formă de autominciună mai încercam, nu mai ținea. Dar totuși ceva, mi-era greu să ies acolo și sigur nu era o relație oarecare. De-aia era așa atât de greu să ies de acolo. Și mi-am adus aminte că înțelesesem cumva la un moment dat despre mine, că eu merg așa,
Dar la un moment dat vine ceva din mine care zice gata. Dar e gata acum. Știi? Și cumva mă ia așa. Mă ia așa pe sus și știam că zic ok, deci dacă nu pot încă să plec, este clar că n-am ajuns în punctul ăla. Și am știut, am avut foarte mare încredere în mine și în partea asta din mine că o să vină. Și așa a fost. Ce înseamnă acel punct? Este acel punct în care dorința și nevoia și curajul de a termina relația și de a ieși din relație este atât de puternic încât nu mai ține absolut nimic. Și așa a fost. În momentul în care am simțit, oricum, eu veneam mult mai mult din inconștient, adică nu era o despărțire conștientă. Da. Doamne ajută să ne îndreptăm către asta, dar să ne mai despărțim așa. Dar asta este ceea ce știam eu și ce puteam să fac la momentul ăla. Și cumva mi-am zis, ok, deci dacă nu sunt în punctul ăla, înseamnă că mai am nevoie să mai stau un pic. Și așa era, că frica era încă mai mare decât curajul de a pleca. După care am stat și am mai strâns un pic, până a venit partea asta de care știam. Și a zis, gata. Dar acum, gata. Și a fost gata într-o săptămână, în condițiile în care nu era de genul o relație de asta, așa. Mm-hmm. Nu, era o relație cu background și cu lucruri de rezolvat, cu avocați, cu lucruri complicate. Și mi-aduc aminte că în momentul ăla am simțit din tot sufletul meu că enough is enough. Deci am știut, în clipa aia am știut că s-a terminat și din punctul ăla, pur și simplu, ceva din mine, e ca și cum îmi pusesem toate resursele deoparte, da? O parte din mine încă își dorea relația. Și pusesem deoparte așa toate părțile celelalte din mine care m-ar fi putut ajuta să ies de acolo. De dragul acestei părți care încă nu putea să iasă, vrea să mai stea acolo. Și în momentul în care partea asta a hotărât și a zis, gata, am deținat, cumva am simțit că și celelalte părți din mine au venit și am făcut echipă și am început să mă ocup de ceea ce era nevoie să mă ocup ca să ies de acolo și să... Și aici am senzația că, nu știu, că am auzit cu toții bunicile noastre, mamele noastre, nu, noi ne sacrificăm și așa mai departe și plecăm pe această mască de sacrificiu. Când de dar fapt... nici măcar nu suntem conștiente, știi? Da. Eu nu și zis odată despre mine. Nu, da, dar ideea este probabil ca să treacă mult mai ușor lucrurile. Ne găsim această scuză, bine, și o găseau ei, noi ne găsim altele acum. Noi ne găsim altele, dar exact, da, acolo la rădăcină da, sunt foarte multe. Dar vreau să spun că am senzația că la noi avem, și cred că și de o parte și de alta, și bărbații și femeile, nu suntem numai noi femeile, dar toți ne mascăm această, cu diferite lucruri, această, cred că sunt două lucruri pe care le mascăm și hai să-mi spui dacă mai există și altele, eu pe astea două le-am găsit până acum. Frica, neputința asta de a spune nu, gata, stop, nu, nu mai pot, deși suntem conștienți că nu este, că nu mai este ok, că nu ne mai aduce nimic acea relație. Deci această neputință de a spune nu și al doilea lucru pe care l-am găsit eu este această nevoie de iubire. Nevoia asta de a iubi, de a te simți iubită, de avea parte de afecțiune, de tandrete și așa mai departe. Și am senzația câteodată că această nevoie de iubire este mult, 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 mult mai mare decât durerea asta care, să spunem, durerea care ne este provocată, culmea, de lipsa ei, de lipsa iubirii. Și am senzația că intrăm așa într-un cerc din ăsta, așa vicios, din păcate. Deci nevoia de iubire ne face să rămânem într-o relație în care nu primești de fapt ce ai nevoie, nu primești, sau primești foarte puțin. Sau primești foarte puțin. Și am senzația că ne punem măștile astea așa tot timpul și de asta te întrebasem care ar fi primul pas. Mie mi s-a părut foarte greu să recunosc în mine măștile astea. Sigur. Și să le accept și să trecem peste. Să trec peste. Foarte greu. E o luptă groaznică și mi se pare foarte mult, nu știu, am avut nevoie de foarte multă sinceritate așa cu mine însă, să zic, băi, deci asta ar fi prima, pentru mine a fost prima etapă.
Care ar fi măștile, din punctul tău de vedere, așa, câteva măști pe care poate să, nu știu, să se recunoască, să ne recunoaștem, sau să se recunoască din cei care ne aud, să zică, da, wow, uite, și eu am masca asta. Eu am găsit masca, de fapt, nu neapărat masca, să zic că a fost așa, nevoia asta de iubire. Am intrat în acest cerc vicios, nevoie de iubire, dar, de fapt, n-am avut-o și am rămas pentru că, și așa mai departe. Dar alte, care sunt alte măști care pot masca suferința asta, dorința asta? Foarte, e foarte complex, știi? Adică ce ai adus aici, acum. O să încerc să văd așa de ce mă pot... E o mare provocare. Asta cu... Da, e o mare provocare că încercăm să băgăm un ocean în, știi, două sticluțe da. De parfum. Da, da, da. O să încep cu nevoia asta de iubire și cu cercul vicios de care ai menționat. So, good news este că cu toți ne găsim acolo. Adică cine vine și zice nu mi se întâmplă asta, ori nu e conștient, ori a făcut foarte multă muncă de vindecare și a ieșit din codependență și a vindecat așa rănile, toate rănile copilăriei și ceea ce nu știu, eu nu prea cunosc oameni de ăștia, decât puțin, foarte puțin, care nu știu, sunt atât de... Space? Om? Space, în afară, așa, în afară. Da, nu, da, ești e interesant. Oameni, dar sunt foarte puțin. Bun, și atunci mă întorc aici așa în normalitate, la noi oamenii ăștia, oameni, care avem nevoie de relații și avem nevoie de iubire și avem nevoi afective și tot felul de nevoi. Da. Care sunt super fire și super normale și care ne țin în relații, da, pentru care intrăm în relații. Acum... Aici poate un pic de partajare ar fi nevoie să facem în sensul în care să mă uit un pic. Știi că în spiritualitate se zice foarte frumos că există două mari energii din care noi facem lucrurile în viața asta. Frică și iubire. Da, foarte bun. Noi ne place așa să credem că intrăm în relații din iubire și nu-i așa, suntem doar iubire. Îmi cer scuze, eu sunt ironică totdeauna când vorbesc despre asta, pentru că atât de mult bypass spiritual întâlnesc și atât de mulți oameni care au încercat să se evite pe ei înșiși și rănile lor emoționale prin spiritualitate vin în psihoterapie, eu am fost unul dintre ei, încât da, e și dureros, da, e și da, și noi suntem așa mititei. Chiar suntem mititei și vrem să părem mari, în primul rând în fața noastră și noi iubim, noi în capetele noastre credem că iubim. Nu ai cum să iubești, for real, cu adevărat, decât în momentul în care faci un proces de vindecare, orice ar însemna, prin orice formă alege fiecare și în care te uiți la părțile din tine pline, pline de neiubire, pline de frică, pline de durere, pline de răni, de abandon, de respingere, de... Pe mine m-a ajutat foarte mult să mă întreb când eram așa în relații. Oare eu ce simt față de bărbatul ăsta? De ce e atât de importantă relația pentru mine? Ce mi-au din relație? Și sigur că sunt într-un proces terapeutic de mulți ani în care am învățat să fiu din ce în ce mai onestă cu mine și să-mi pun întrebări și să fiu dispusă, da? Să mă uit și la răspunsuri. Da. Deși da, se spune că răspunsurile sunt în întrebări. Păi, deja, da, deja da. Consider că dacă ajungem să ne punem acele întrebări, am da. Făcut un prim pas. Oho, sigur, așa este. Adică suntem deja pregătiți, suntem deja pe drum. Dacă eu am capacitatea asta exact să mă întreb despre relația mea, e clar că undeva acolo, behind, ceva din mine începe să simtă îndoială sau încep să accept că ceva nu este bine și că e nevoie să mă uit mai atentă la asta, da? Bun, și atunci ciclul ăsta de iubire, neiubire și așa mai departe, prin care cu toții trecem și cu toții îl manifestăm în relațiile noastre, e nevoie doar prin sinceritate să mă uit mă concret. Ce mi-au eu din relația asta? Că spuneai că ți-a fost greu să accepti, da? Că... Te-ai uitat la tine și vedeai masca asta cred neputinței că, de a spune nu. Da, cred că o întrebare importantă pe care, din păcate, nu am văzut-o la momentul respectiv a fost că vorbeai de cele două sentimente din care luăm decizii. Și să-mi fi pus întrebarea, să ne punem întrebarea, rămân, sunt și continui să rămân în relația asta din iubire sau din frica de...
a pierde, de a fi Exact. singură, de a pierde casa, de a, pentru că sunt copii, Exact. așa, că sunt nu știu ce. Și de acolo, da, ar trebui să ajungem mai departe la răspunsul, dacă suntem sinceri cu noi, să ajungem la răspunsul corect. Dar mi se pare că chiar și noi, hai să spunem, cei care lucrăm, am ajuns să conștientizăm niște lucruri și încercăm să lucrăm cu noi înșine și să evoluăm, chiar și noi ajungem să avem momentele astea de cădere, așa, și să... Pentru că noi avem impresia că, gata, psihologii, terapeuții și cei care lucrează trebuie să fie sus de tot, adică ei, gata, ei cunosc tot mecanismul, da? Da, să Foarte cunoști, da, dificil, dar cunosc, cunosc, nu este ba, așa. cunosc, ba, de mecanismul cunosc și mă văd și sunt conștientă. Da. Și nu e nimic, adică tocmai asta e ideea, că dacă eu învăț să fiu în contact cu mine și să creez o relație cu mine, în primul rând, da, să mă cunosc, când spun o relație cu mine, să mă cunosc cine sunt, ce nevoie am, ce dorințe, ce îmi place, ce nu-mi place, ce am eu nevoie de la o relație și de la un bărbat, că nu cu toții avem aceleași nevoi. Categorii, da. Da? Adică, apropo de adevăr, păi o femeie se poate întreba de ce stau în relație, de altfel există cazuri. Nu mai iubesc, nu ne mai iubim, dar nu știu, avem o avere super mare de împărțit pe care nu vrem să o împărțim și why do that? Adică sunt cazuri care aleg să rămână în relația așa sau stăm pentru copii, mă rog, aici e un pic altă discuție, Da, nu știu aici ce e altă copii, da, discuție. să nu intrăm aici, da. Deci nu e nicio problemă Deși, cu din păcate, alegere. să rămâne și pentru copii o perioadă până când încep să conștientizeze că nu este ok. Nu se rămâne pentru copii niciodată, e o mare minciună, dar pe care Ah, da, eu bine, încă ca nu și pot să, mască, eu da. încă nu pot să, da, eu încă nu pot să-mi dau seama de fapt cum mă mint pe mine și pun săracului copil în spate, că rămân Da, pentru el, nu rămâi pentru el, rămâi pentru tine, că ți-e frică să ieși din relație și nu-ți poți asuma ceea ce urmează să se întâmple în momentul în care se rupe relația. exact. Deci asta este prima etapă, sinceritatea cu noi înșine, introspecția asta și să conștientizăm că nu mai este, nu știu, câteodată spun așa că nu ne corespunde, că nu ne mai corespunde, că sau chiar am început să înțeleg termenul, uite, aș vrea să-mi explici un pic termenul de incompatibilitate, pe care de multe ori l-am auzit. Nu suntem incompatibili, suntem incompatibili. Da, există, sigur. Ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt? Vreau să văd ce îmi spui tu, ce ne spui tu la capitolul ăsta, la Ah. întrebarea. Ia No, vezi, din te punct de întreb pe vedere, mine. hai că între prieteni nu discutăm, e altfel de Nu, relație, nu, prieteni. relația de cuplu În intervin aici. relația de cuplu, ce înseamnă incompatibilitatea? E foarte ușor să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că mi-a venit în minte o fostă relație de-a mea, care cumva era așa etalonul pentru ce înseamnă incompatibilitate. Și aici, iarăși, mi se pare o distinție foarte faină pe care putem să facem între atracție, pentru că poate ți s-a întâmplat, dar cu siguranță tuturor ni s-a întâmplat să ne simțim atrași de persoane cu care să fim incompatibile. Și noi să confundăm că dacă există atracție, înseamnă că relația aia va funcționa și în regulă să o avem. Și n-au nicio treabă astea două, una cu cealaltă. Iar incompatibilitatea, adică eu cumva și eu și celălalt putem să ne simțim foarte atrași unul de celălalt, să ne placă unul de celălalt, chiar să ne dorim o relație împreună, dar e nevoie de o maturitate emoțională și emoțională și psihologică până la urmă, să mă uit un pic la omul ăsta din fața mea și să-mi dau seama, îmi place, e nice, e fain cu noi, dar să-l văd și pe el, adică nu doar proiecția mea despre, știi, să-l iau așa, să-l iau așa ca pe un obiect și să-l bag în Aici îmi filmul se pare că meu avem noi o și foarte să mare zic, problemă cu proiecțiile. o, Doamne, sigur, sigur, și să-l încep să trag așa de el în toate direcțiile, să-l fac să fie potrivit în povestea mea și el să înceapă să tragă de mine. Să fiu potrivită în povestea lui, da? Și de aici începe super multă durere și mari probleme. Și atunci, chiar dacă îmi place, ne place unul de celălalt, e nevoie să ne uităm așa unul la altul și să ne dăm seama. Dar vezi, pentru asta trebuie să mă cunosc pe mine. Da. Și să văd, am eu valori comune cu bărbatul ăsta? Îi pla ce, ce-i place bărbatul ăsta? Ce-și dorește el pentru viața lui? Cum se raportează el la femei? Cum se raportează el la o relație de cuplu? Cum iubește el?
iubește cum am eu nevoie sau nu știu, care sunt compromisurile pe care e nevoie să le fac în relația asta. Pot să le fac ca să susțin relația. Ca să-mi dau seama, suntem compatibili sau trebuie să tragem unul de celălalt ca să fim compatibili? Și asta nu ai cum, adică poți să tragi o perioadă, să te chinui, dar nu funcționează. Da, da, categoric. Categoric. Și acum, întrebarea mea era incompatibilitatea versus intuiție. Îți explic. Incompatibilitatea este, cum ai spus tu mai devreme, da, trebuie să-i cer celuilalt, să-i povestesc celuilalt, uite, mie îmi place asta, uite, mie îmi face plăcere lucrul ăsta, uite, mi-ar plăcea să facem asta. Ok, nu trebuie să fim... să fim compatibili 100% ce place mie să fac, să trebuie să-i placă și lui ce citesc eu, să citească și el și așa mai departe. Dar să existe o anumită o fluiditate. Exact. Exact. Ușor, așa nu trase, nu împinse, da. Nu să curgă un pic. Și acum întrebarea mea versus intuiție, intuiția asta care această intuiție dă fluiditatea asta în cuplu? Din ce vine această fluiditate? Din compatibilitate. Wow, mai luminat! Da, este foarte simplu. Chiar bine. Da, da. Dăm niște detalii. Din compatibilitate și cumva o simți, e ceva ce, nu știu cum să... E foarte deep, știi? Și foarte da, fain. Da, tocmai de asta. Știi de ce mă interesează? Se simte, e... Când celălalt vine spre tine, da, fără să așa, natural. Adică... Aici nu știu dacă neapărat am numit-o eu intuiție, dar nu știu dacă neapărat este intuiția asta, dar când cea vine... E și intuiția, face parte, adică și intuiția îți spune, știi? Dar nu e doar asta, adică da, nu știu, cumva simți că pur și simplu că nu faci eforturi să... Celălalt vine și el, vii și tu, există o anumită maturitate pentru la fiecare partener, sunt valori comune, viziune comună asupra vieții, ne dorim aproape același lucru de la viață, vedem viața aproape în același fel, nevoile tale, de felul în care tu iubești este asemănător cu felul în care eu mă simt iubită, felul în care eu iubesc este asemănător cu felul în care tu te simți iubit. Și se potrivește harta. În NLP există... diferențierea asta între hartă și teritoriu, dar ni se potrivesc programele. Mm-hmm. Eu nu trebuie să stau 7 ani în terapie să mă chinui că el iubește prin servicii și eu iubesc prin atingeri și afecțiune. Da, și atunci da. Aici deja este un mismatch, pentru că el o să mă iubească, poate să mă iubească din tot sufletul lui, prin vacanțe și să ducă mașina la servici și așa mai departe. Și e ok și asta. Dar dacă eu simt că sunt iubit, dacă nu mă atinge, cum traduc eu iubirea, da? Prin atingere, prin afecțiune, prin timp, prin tandrețe, deci dacă nu am asta, știi? Și atunci amândoi ori să se simtă neiubit și nevăzut. El o să zică că orice aș face pentru tine nu e niciodată suficient și are dreptate. Și eu o să mă continui să mă simt neiubită în orice vacanță m-ar duce. Da, aici nu intervine faptul că fiecare are percepția lui asupra iubirii și că nu știu, mi se pare destul de complicat. Păi ba da, tocmai de-aia vorbim de compatibilitate. Da. Păi tocmai de-aia vorbim, că fiecare are propria deci percepție. Și vrei important... să spui că poți să partenerul potrivit, da, este cel care ar avea același limbaj al iubirii? Pentru că putem dacă să avem... Dacă are și asta e... Nu. Pentru că mă gândesc că putem să avem limbaj, dar apoi intră această percepție în care înțelegi că celălalt se manifestă, își manifestă iubirea într-un anume fel, tu o manifesti, tu o vezi, o traduci într-un anume fel. Da, dar este deja mismatch. Deci este deja incompatibilitate. Dacă eu am nevoie, deci am încercat. Îți vorbesc din chestii super trăite de mine, încercate, în care am zis, ok, uite, n-are asta, are altele. Hai să vedem. Și ne dorem amândoi foarte mult relații. Atât de greu un punct încolo. Ți se pare un efort foarte mare ca tu să mergi către celălalt pe limbajul lui de iubire? Dar nu e neapărat de efort, că putem să facem efort. Dacă se potrivesc alte lucruri, ok, putem să încercăm să facem asta. Dar dacă eu am nevoie să fiu atinsă, și creierul meu așa traduce creierul meu și corpul meu iubirea. Da. Și dacă pentru tine este un efort să faci asta, pentru că tu nu iubești așa, o să te simt că vii spre mine not fluid.
Da, și din E cele. nu natural, nu din, adică e și acolo, de numai când vorbesc despre asta, simt așa greu, cu Da, se efort. simte, se simte. Adică, Jesus, am încercat din tot sufletul meu să Da, fac, știi, relații să meargă și la un moment dat eram așa de obosiți amândoi, și încât am zis, nu, oricât, deci nu, nu mai bine stau eu frumos în viața mea și găsesc un partener care, uite, iubește cum iubesc eu și el se simte hrănit de mine și eu de el în același fel. deci curajul de a ieși dintr-o relație va trebui să ne, să, pe lângă tot ce am discutat, conștientizare, sinceritate în primul rând cu noi și asumarea, că este o asumare, acest curaj vine, cred, implicit din momentul în care am făcut această introspecție, am avut această sinceritate, am avut această, ne-am asumat că trebuie să facem acest lucru. Și cred că asta ar trebui să facem în primul rând din iubirea pentru noi. Sigur, și e nevoie să stai acolo în relație, să-ți fie greu, să încerci, să tragi, să toate cele, să obosești, până e un proces. Pur și simplu e un proces și să înveți să te iubești pe tine și să-ți dai seama că Da, la un că... moment dat, dar pe bune, nu din minte, așa, din suflet, bă, dar eu nu mai vreau, dar eu nu mai vreau să mai intru în relație, să trag de celălalt, eu nu mai vreau să mă mai chinui, de ce să-l chinui și pe el, mă chinui și pe mine? Și ajungi la un moment dat cumva chiar să începi să trăiești așa mai din ușurință. Și asta începe să se simtă și în relație. Da. Și când spun ușurință, nu mă refer că aștept așa într-un mod idealist să funcționeze relația, doar pentru că suntem compatibili. Nu, dar eu ușurință, adică știi, nu m-am apucat acum să învăț chineza. Eu, uite, m-am trezit eu că eu vreau să învăț chineza, că nu vreau să mai învăț chineza. Uite, vreau să învăț spaniola, care are ceva în comun cu româna. Nice, mie îmi place mai mult, mie e mai simplu. Sau Da. dacă vreau să învăț chineza, să mă uit un pic care, din ce nevoi vreau eu să învăț chineza. E interesant, știi, să explorez, să văd. Pentru că sunt oameni care au nevoie să meargă în relații foarte grele. Mi se pare foarte complex să găsești, să zic, pe cineva care să aibă cumva aceeași nevoie de aceeași traducere, același limbaj de iubire. Și stăteam și mă gândeam acum dacă nu faptul că accepti că celălalt are un alt limbaj. Sunt alte lucruri, cum ai spus tu, care funcționează bine, da? Bun, dar limbajul de iubire este diferit. Fluiditatea asta poate să vină din dorința mea, de exemplu, din dorința ta, de exemplu, de a-l face pe celălalt fericit și să... Dar nu să o iei ca pe un efort, ci doar ca pe o Exact. conștientizare că De pentru drag. el, De dragul da, celuilalt. Și de de dragul dragul celuilalt. Dar celuilalt. dacă simți că faci de drag, știi? Că celălalt, uite, se simte iubit dacă eu spăl vasele. A, deci Da, mie întotdeauna... îmi place să spăl vasele. Dar știam că celălalt se simte iubit dacă eu spăl vasele. Și cumva ok, făceam asta. Dar uneori erau momente în care nu aveam... Deci nu mai aveam chef să fac asta. Și ceva din mine era, dar nu poți să te simți iubit și altfel. Am înțeles, da. Și la fel era și pentru, adică eu nu zic, asta este, știi cum, asta este o chestie. Că am ajuns noi să vorbim despre asta, acum, despre limbajul de iubire. Dar asta este o chestie din tot ceea ce e nevoie. Adică subiectul ăsta de relație este atât de complex, exact cum spui, și atât de fluid, și atât de greu de băgat în tipare, știi? Adică vorbeam cu cineva că pot să bifezi o grămadă de chestii și totuși să simți că nu vrei relația aia. De ce? Good question. N-am trăit asta, nu e o experiență pe care am trăit-o, de aia nu pot să-ți răspund la întrebare, dar cineva îmi spunea că mă uite, se poate și asta. Din cap, de fapt, dacă mă gândesc bine, da. E mental. Înseamnă Din că îți cap, cauți. din cap cumva, din mental. Crezi că aceste bifări pe care le facem, nu crezi că le facem din rațional pentru a justifica faptul că nu ne ascultăm emoțional și atunci căutăm rațional argumente, ca emoțional Exact. sufocăm așa un pic emoționalul, știi, se spune, nu, uite-te câte sunt, ok, pentru că altă explicație nu văd să fie la... Exact așa este. Exact așa este. Cum ai spus. Și nu mai am, nu simt să mai adaug ceva. Sau, știi, era chestia aia, Doamne, fă-ți o listă cu calitățile pe care vrei să le aibă partenerul tău. Și mi-am făcut o listă și le avea pe toate. Și când se apropia așa de mine, eu eram, încă de aici,
De aici nu era. Și era așa un război la vremea aia între cap și nu înțelegeam. Păi femeie, mă Rațional întrebam. și emoțional. Măi, știi, de ce? Uită-te la el. Păi n-ai zis tu că e exact cum ți-l dorești. Ce nu-ți convine? Nu simțeam. Nu Mamă, simțeam. cred că trecem toate prin toți și toți, că și de partea Da. cealaltă cred că este la fel, când găsesc pe Este la cineva fel. care în sfârșit au găsit pe cineva cum își dorește și de fapt nu funcționează. Ne sufocăm emoțional prin rațional. Da, cei mai mulți facem asta până ajungem să creăm o relație cu noi și să fim atenți la ce simțim și să încep să mă cunosc pe mine, să înțeleg ce e foarte important pentru mine. Pentru mine, Cătălina, nu mă interesează dacă mai e important și pentru altcineva. Da, Pentru Cătălina. mine, ce am eu nevoie și dacă, da, să-mi asum că, nu, poate nu o să găsesc ce am nevoie și trebuie să stau în relația asta în care mă strânge așa. Interesant să mă uit. Nu este ușor să ajungi să te simți așa încorsetat și să te simți că nu poți să fii tu. Uite, cred că asta este un reper care ar trebui să dea de înțeles că ceva nu este ok. Pot să fiu eu însămi în relația asta sau nu? Da, dar aici intrăm într-o altă mare discuție, că, vezi tu, trebuie să-ți da, ok, adevărat, e foarte important să văd dacă mă lasă celălalt și am spațiu să fiu cine sunt eu în relația asta, dar e foarte important, asta e jumate, știi? Da, bine, care E și în jumate spațiul lui. Cealaltă, nu, e și jumate cealaltă în care eu am o relație suficientă cu mine, în care suficient de bună cu mine, în care eu să-mi dau eu voie să fiu cine sunt, pentru că eu îi dădeam voie, de exemplu, unui fost partener, eu îi făceam spațiu, fii. Da. Dar el era atât de constrâns în el însuși și atât de rigid el cu el, încât pentru el era foarte inconfortabil tot spațiul ăsta pe care îl ofeream. Și atunci, da, e nevoie ca eu să am eu cu mine să mă simt liberă și să nu mă refer la ceva complet, că asta este work in progress tot timpul. Da, 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 categoric. Dar celălalt s-ar putea să-mi dea spațiu, să nu vrea să schimbe nimic la mine, să mă placă așa cum sunt. Na, fii, știi? Dar eu să nu fi rezolvat niște chestii cu mine. Da, și bine, să... aici am intrat în partea Da, cealaltă, când exact, celălalt adică... ne acordă spațiul necesar. Dar da, Eu e un mă reper. refer. Da, este Poate și fi un asta un reper, reper, în sensul da. În care celălalt îmi dă voie și mă las să fiu cine sunt și nu vrea să mă bage așa într-un tipar, Da, femeia pe care mintea exact. lui și-o proiectează. La ce mă refeream eu, pentru mine, de exemplu, a fost un prim semnal, așa să zic, a fost faptul că nu mai simțeam eu însă. Bine, m-ai spus tu, m-am asumat, adică mă cunosc cât de cât, mi-am făcut niște introspecții, lucrez cu mine, continuu și așa mai departe, dar sunt anumite aspecte pe care le asum. În momentul în care am ajuns să nu mai simt că pot să spun sau să fac ceva din mine, să spun ceva din mine așa cum sunt, pentru că aș putea să nu placă ceea ce am de spus, să simți că ești efectiv la nivel de simțire încorsetat. Da? Nu am nici măcar acel spațiu, n-ai acel spațiu în care să poți să te desfășori un pic tu cu tine însăți. Acolo ar trebui să fie, cred, primele, cel puțin pentru mine a fost primul semnal. Simt nevoia să concluzionez puțin, pentru că am vorbit de multe lucruri care sunt cumva în comun cu subiectul nostru, pe care era nevoie să le menționăm. Și ca să tragem așa să facem un closure, cumva dacă reținem noi că esențial înainte de a avea curajul să ies într-o relație este să am curajul să încep să-mi pun eu întrebările pentru mine și să văd, să observ și să accept motivele pentru care mai stau în relația asta, motivele pentru care îmi mai doresc relația asta sau motivele pentru care nu mai doresc relația asta, să văd dacă mi este frică să plec din relație, cât de frică mi este să plec din relație, de ce îmi este frică, dacă e vorba de nevoile mele emoționale, pur și simplu să pot să fiu sinceră cu mine, să am curajul să fiu sinceră cu mine, indiferent da. Că e vorba de femeie sau de un bărbat, că lucrurile sunt la fel de valabile,
Și apoi să, după ce îmi răspund la întrebările astea, să capăt un pic mai multă claritate. Și de aici lucrurile se întâmplă mult, mult mai ușor, până în momentul în care o să pot să fiu suficient de asumată în mine și atunci să am o discuție și cu celălalt în care să, cumva, poate să îi spun că să-i spun cum arată lucrurile pentru mine. Și de obicei și celălalt le știe, adică nu știu, trebuie să fii foarte deconectat de tine Da. și de relații și de celălalt încât să te ia așa prin surprindere discuția, știi? Cumva, de obicei, cam amândoi știm pe unde suntem, știi? Da, contează cine, de fapt Da. nu contează. Important este că cineva a avut curajul să spună pe nume ceea ce există. Să pună cărțile pe masă. Hai să nu ne mai prefacem. Hai să începem Da. Să vorbim pe față, iar asta e una dintre condițiile esențiale ale unei relații mult mai sănătoase și mult mai mature și mult mai asumate, la următoarea, mă refer, în care Da. să pornim așa, de la un alt nivel, în care să nu ne mai... Dar, na, it's a long story. It's a long story. Da, Cătălina, îți mulțumesc frumos pentru clarificările. Știu că am început, cum am zis la început, cum am spus-o chiar la începutul, este un subiect foarte complex. Într-adevăr, am intrat în mai multe detalii, toate au importanță, într-adevăr, în gestionarea relației, gestionarea relației noastre cu noi înșine și relației noastre cu ceilalți. Toate sunt importante. Te aștept în episodul următor, în care vom merge un pic și mai departe și vom discuta despre etapele doliului. Știu, spun doliu când spunem acest cuvânt, aici vorbim despre el metaforic. Încheiem o relație, ce se întâmplă după acea încheiere, deci după ce am avut acel curaj de a fi sincer cu noi înșine și de a asuma ceea ce este și ne asuma că nu este ok și să ieșim, să ne spui ce este după și ce putem să facem ca să înțelegem și mai bine și să trecem cel și mai bine și să putem merge către mult mai bine, aș vrea să cred că este următoarea etapă după. Da, sigur, cu mare drag continuăm discuția pe partea asta. Mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc și sper să fie de folos celor care au nevoie să audă anumite lucruri din discuția noastră. Doamne ajută! Da, Doamne ajută! La revedere!